Patru percheziții domiciliare într-un dosar de trafic de minori. Un bărbat de 34 de ani din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, împreună cu o tânără de 20 de ani, au recrutat, transportat și adăpostit o minoră, pe care ulterior au exploatat-o sexual. Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DICOT Mehedinți, dar și cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, au efectuat patru percheziții domiciliare. Din cercetări a reieșit că în perioada februarie-august 2021, un bărbat de 34 de ani din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, cu sprijinul unei tinere de 20 de ani din localitatea Plenița, județul Dolj, ar fi recrutat, transportat și adăpostit o minoră, pe care ulterior a exploatat-o sexual în localitățile Drobeta-Turnu-Severin și Orșova în scopul practicării prostituției. În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 30 septembrie anul curent, procurorii DICOT, Biroul Teritorial Mehedinți, au dispus control judiciar pentru 60 de zile față de tânăra de 20 de ani și reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 34 de ani. În aceea zi, Tribunalul Mehedinți a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 34 de ani. Procurorii DICOT Mehedinți au dispus control judiciar pentru 60 de zile față de tânăra de 20 de ani și reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 34 de ani. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de minori.